Salutare, Dragoș de la Olight România, Baton 3 Pro. Conținutul pachetului. Lanternuța vine în această cutiuță, am făcut deja unboxing-ul, să nu mai pierdem vremea. O cutie foarte simpatică. Lanternuța este alimentată de 18650 de 3200 de miliamperi, un acumulator, să spunem, normal. Turbo 1500 de lumeni, high 600, 120, 15, Moonlight 0,5, foarte bine, o autonomie foarte mare, 120 de zile. Pe low 100 de ore, pe mediu 17 ore, pe high 180 plus încă 25, pe turbo după 2 minute se încălzește și începe să scadă, se duce către 600 de lumeni, unde mai ține un 177 de minute, 175 de metri distanță de iluminare, 5 ani garanție, IPX8, rezistentă la apă, la șocuri, bulletproof, acumulatorul inclus, după cum am zis, clipsul de buzunar din oțel, o prezint după aceea, inclus în pachet avem săculețul din catifea, frumos cu o light aici, brodat, pac pac, cablu de reîncărcare și un stand, un suport de perete metalic. Pentru că lanterna aici în spate, unde avem și încărcarea magnetică, are un magnet foarte puternic și îl putem prinde de orice suport metalic. Da? Foarte util în cazul în care vrem să-l prindem de un perete, să spunem, de bordul mașinii, o salvare, poliție, îl prind undeva. Cotieră, eu am o cotieră foarte adâncă așa și mă enervam că nu o găseam și se ducea mereu la fund și am lipit-o așa frumos într-un colț, exact așa, da, deci n-am pus-o așa, am pus-o așa. Foarte util în foarte multe cazuri, bineînțeles pe acasă găsești foarte multe obiecte metalice în care o poți fixa, da, deci stă foarte bine. Cuțitul ăsta este tot de la Olight, un splint negru, foarte frumos. Le găsiți cuțitele și mănușile Mechanics, toate sunt pe site-ul capapro.ro, unde găsiți toate brandurile importate de noi, direct în România. Lanternele în continuare sunt pe Olight România sau olightstore.ro, mai bine reprezentate acolo. Încărcarea magnetică se prinde așa, mufa USB, o putem băga în orice baterie externă, panou solar, mufă de la laptop, mufă de la auto, oriunde găsim un USB, funcționează perfect. Se încarcă, are un LED aici, roșu cât încarcă, verde cât este gata încărcarea, dacă folosiți un încărcător de minim 2 A, se încarcă și rapid. Dacă folosiți unul mai slab, se va încărca mai lent. O lanternă foarte, foarte compactă. Acumulatorul, după cum am spus, este unul, să nu uitați să o desfaceți, să scoateți prostiile astea de la toate lanternele. Sunt niște protecții. Deci acumulatorul este unul obișnuit, 18650, 3200 de miliamperi. Dar este dedicat, adică are plusul și minusul pe aceeași parte. Puteți folosi orice acumulator, dar nu se va încărca. Ok. S-o strângeți bine ca să nu intre apa. O construcție metalică extrem de puternică, de rezistentă. Este practic o lanternă ce pune accent nu pe performanță, ci pe
autonomie și mărime, adică este una dintre cele mai scurte lanterne, la peste 1000 de lumeni mă refer, cu 1650. Aici în mijloc avem și un indicator de tensiune, de încărcare baterie. Să încerc să vă arăt de aproape, facem un prim plan așa. Aici este o gaură pentru șnurul de mână, dacă vreți să o puneți, să o prindeți. Un design foarte reușit, foarte atent la detalii. O lanternă foarte, foarte frumoasă și extrem, extrem de cerută și vândută. Tipul ăsta de lanternă. De ce? Pentru că sunt clienți care nu au nevoie de foarte mulți lumeni. Foarte mulți lumeni înseamnă autonomie mai mică sau mărime mai mare a lanternei sau înseamnă compromisuri. Dacă ai nevoie de ei, foarte bine, dar sunt activități unde nu ai nevoie de atât de mulți lumeni, adică undeva la 600 de lumeni este mega suficient în 70-80% din activitățile zilnice normale, să spunem, da? Pentru genul ăsta de lanternă, și e mult 600 de lumeni, adică într-o cameră întunecată, dacă aprinzi direct 600 de lumeni, ești orbit câteva secunde bune. Sau în mașină, de exemplu, nu poți să cauți cu 600 de lumeni, pentru că lumina se întoarce și vei fi orbit, nu mai vezi nimic. Da? Interfața de utilizare este cea clasică OLED. O apăsare simplă pornește, ținem apăsat, 1, 2, 3. Da? Dublu click maxim, cum nu este încărcată. Cu ea oprită, ținem lungă apăsat și este Moonlight. Dacă continuăm să ținem apăsat, adică cu ea oprită, ținem lung, se aprinde și după aceea se stinge. Acesta este modul de blocare al butonului. Butonul este destul de pitit, adică cu greul apeși, deci nu iese în afară, cer să fac un prim plan. Adică este destul de greu să fie apăsat accidental, da? Deci este un pic de tot, nu știu, chiar la față este, stai că mă uitam să văd eu. Da? Aici, cu degetul îl apeși foarte bine, adică n-am nicio problemă, chiar și cu prin mănușă. În fine, astea sunt și niște mănuși destul de subțiri, 0,5 high dexterity, adică am o dexteritate foarte bună când lucrez cu ele, pot să citesc și manualul, dar și cu o mănușă obișnuită pot apăsa butonul fără probleme, dar destul de greu se poate apăsa accidental, dar vă sfătuiesc să folosiți funcția asta pentru că și acești 1500 de lumeni ard, pot topi materiale sau strica, da? Deci eu dacă îl pun pe piele la 1500 de lumeni, da? A început deja să mă frigă, acum frige bine, cam atâta am putut, dar prin mănușă, de exemplu, unde e materialul ăsta negru care absorbe radiațiile și le transformă în căldură foarte rapid, da? Deci foarte repede mă arde. Ia uite, deja mă arde rău, gata. Deci mare grijă că se ard materiale, deci dacă o aruncați într-un rucsac, poate să existe un obiect să apese pe butonul ăsta și e păcat, deci folosiți funcția de blocare. Ia, asta mai merge? Nu mai merge. Înainte, dacă o desfăceai un pic așa, nu se mai aprinde. Acum nu mai merge. Nu mai merge. Deci folosiți funcția de blocare. Așa. Triplu click stroboscop.
Cam atât. Deci o lanternă cu preț corect, fără fițe, fără figuri, nu are senzori, mai are o funcție de se oprește automat dacă vrei să pui pe moonlight în camera copilului ca lanternă de veche. Chiar am niște povești interesante, asta am clienți care mi-au spus că o las în camera copiilor, S2R-ul, dacă mi-aduc eu bine în minte, asta ține 120 de zile. Și vă dați seama, 4 luni de zile, în mod continuu, tu poți să ții lanterna asta pornită, ca lanternă de veche, nici nu-i mai oprești ziua, da? Dar dacă o și oprești ziua, cu o singură încălcare, poți să o ții, hai să împărțim, să zicem 12 cu 12 ore, dar e mult mai puțin, da? Ar însemna 4 cu 4, deci 8 luni de zile, lanterna asta poate fi folosită ca moonlight, cu camera copilului o lumină de asta difuză, fără să o încarci cu o singură încărcare, una singură. Nu mai zic că iar noaptea e mai puțin, pui vreo 8 ore sau cât dormi, în fine, mai scazi acolo, cred că mai pui o lună. Da, nu. Deci poți să ajungi la un an. Deci, fără glumă, e un monstru. Foarte interesantă. Da? Pe low, pe 15 lumeni, care este asta. Da? Și gândiți-vă că aici am foarte mulți lumeni deasupra mea. Da? Deci, cu 15 lumeni avem 100 de ore, în mod continuu. Deci, fără să o oprești niciodată. Deci cam asta este Baton 3 Pro, poate fi folosită și la bicicletă și lanternă de backup în casă, pe frigider, eu lanterne de genul ăsta țin așa de să pun mâna pe ele repede, că sunt și compacte și e exact ce trebuie. Așa, în mașină poți să pui la trusa de scule, în garaj, peste tot, au fixarea asta magnetică care este genială. Sunt cele mai, practic, cele mai vândute lanterne în America, tipul ăsta de lanterne, ca form factor mă refer, că sunt mai multe modele, că tactice, dar tipul ăsta așa de lanternă de genul ăsta. Din păcate, în România se preferă lanternele ori mult mai puternice, mai mari, ori mult mai mici. Astea sunt așa între. Cam ăsta a fost, urmăriți filmările de noapte, o să le fac o serie de filmări. Similar a ăsteia este Pro Max-ul ăla cu acumulatorul de 5000. Este un pic mai mare, nu semnificativ, dar e mai grea. Na, avantaje și dezavantaje. Asta este și mică și e perfect așa cum e. Vă mulțumesc și vă urez o zi absolut superbă!